Echipa de handbal feminin CSM Roman a jucat miercuri 12 octombrie la Brașov împotriva Corona Brașov într-o partidă din cadrul etapei a 6-a a Ligii Naționale. Handbalistele antrenate de Andon Boscovski au pierdut victoria în ultimele minute ale meciului, obținând doar un rezultat de egalitate după ce romașcancile au jucat finalul partidei cu o jucătoare mai puțin, Glipco primind cartonașul roșu în urma unui fault. Scor final 18-18. Da, o partidă foarte echilibrată, o partidă aprig disputată, până la urmă un egal obținut pe terenul formației din Brașov. La o primă vedere mă pot declara mulțumit de acest rezultat. E bine că în continuare nu suferim înfrângeri în actuala ediție de campionat, exceptând, bineînțeles, meciurile cu CSM București. Pe de altă parte, însă, lipsa de concentrare la finalizare spune cuvântul și pierdem puncte importante în deplasări. Eu sper că în perioada următoare să se remedieze aceste lipsuri de concentrare și încetul cu încetul să reușim să aducem câte 3 puncte din deplasări și, bineînțeles, și la meciurile de pe teren propriu. E o perioadă foarte aglomerată, așa cum am și anticipat această lună octombrie, cu meciuri foarte grele, deplasări foarte grele și lungi. Dar, până la urmă, ăsta e sportul și trebuie să facem față tuturor provocărilor. În etapa următoare, CSM Roman va întâlni pe teren propriu pe Dunărea Brăila, miercuri 19 octombrie.